Președintele PSD, Liviu Dragnea, a dezvăluit aseară la un post de televiziune că anul trecut s-ar fi încercat asasinarea sa. Liderul PSD a spus că în această tentativă de asasinat ar fi fost implicați 4 cetățeni străini. Aveți informații că s-ar pune la cale asasinarea? Am avut anul trecut o tentativă. În aprilie. Povestiți-mi. Nu vreau să povestesc. Ba chiar vă rog, adică nu vreau să povestesc pentru că dați-ne nu măcar e cazul. O informație. Nu puteți să spuneți. Au venit 4 străini în România, au fost cazați la Atene Palace, din ceea ce mi s-a spus, și au stat 3 săptămâni aici. Mă rog, am scăpat. Președintele Camerei Deputaților a mai afirmat că știe cine i-ar fi plătit pe cei 4 să-l asasineze. Cine i-a plătise? Ați aflat? Da, dar nu pot să spun asta. Om politic sau nu, stat un om, paralel? Un om foarte celebru în lume. În lume? Bun. Haideți să continuăm. Știți că asta... Soros? Vă gândiți la el? Nu mă gândesc la el. El se gândește la mine, nu mă gândesc eu. El se gândea la dumneavoastră? Nu știu dacă aici era asta. Liderul PSD a mai declarat că are informații că această tentativă de asasinat ar fi fost cercetată de instituții ale statului. Fostul partener al lui Liviu Dragnea, Victor Ponta, a criticat în termeni duri afirmațiile făcute de șeful PSD, dar și recentele declarații ale fostului ministru de finanțe, Darius Vâlcov. Dimineața am aflat că pe Vâlcov a vrut să-l racoleze KGB în 2015 de față cu patronul de la Fenicia, la care stătea Dragnea la hotel în Năvodari în 2017. Seara am aflat că pe Dragnea vrea să îl asasineze Soros. Când a trimis Băsescu de la PD, știa el că doar așa distruge PSD. Ori oamenii aceștia iau aceleași droguri, ori mint de îngheață apele și își bat joc de toată lumea, sau cred că scapă de închisoare și merg la ospiciu. Când îl văd așa verde la față pe Dragnea, îmi este teamă că prima variantă este cea adevărată. În ambele situații, nota de plată va fi achitată de România, a scris fostul premier PSD pe rețeaua de socializare Facebook. Consilierul premierului Viorica Dăncilă, Darius Vâlcov, a susținut într-un interviu pentru DC News că în anul 2015 s-a dorit să fie racolat de KGB, dar că ar fi refuzat.